Bănățenii vor redeschiderea traficului de călători pe relația Timișoara Nord-Vârșeț, comunitatea Calea Ferată Oravița Anina, o pagină de Facebook a entuziaștilor din domeniul feroviar, a demarat o strângere de semnături în vederea alcătuirii unei liste care va fi trimisă Consiliului Județean Timiș, Prefecturii și Căilor Ferate Române pentru redeschiderea traficului de călători între Timișoara și Vârșeț, scrie Renașterea. La ora actuală, România nu mai are nicio legătură feroviară de călători cu Serbia. În trecut, pe relația Timișoara Nord-Vârșeț circulau atât turiști și călători ocazionali, cât și navetiști sau studenți. În contextul Timișoara 2021, o legătură feroviară cu Vârșețul și de acolo mai departe cu Belgradul reprezintă o necesitate în vederea asigurării posibilităților de transport pentru turiști și nu numai. Inițiatorii petiției speră să adune 2500 de semnături.